Binecuvântat să fie Domnul! Isaia este profetul care scrie cu aproximativ 700 de ani înainte de venirea Domnului Isus. Multe din profețiile sale se referă la prima venire a lui Isus, altele la a doua venire a lui Isus. Multe din profeții, ca și cea despre care s-a citit în această dimineață, au acest artificiu pe care îl întâlnim des în Scriptură, chiar și la Domnul Isus atunci când profețește despre vremea sfârșitului, și anume, că profețiile care au de-a face cu viitorul apropiat se împletesc cu cele care au de-a face cu un viitor îndepărtat. Aici găsim uh, un uh, avertisment, dacă vreți, al Domnului și o promisiune că Dumnezeu se va răzbuna pe necredincioșia sau infidelitatea poporului care s-a împlinit în viața lor o mare parte din profeția aceasta. Alte profeții au de-a face cu vremea sfârșitului și altele cu uh, vremea împărăției de o mie de ani. De multe ori dacă amestecăm lucrurile acestea, facem confuzii. La fel se întâmplă și cu profeția pe care Domnul Iisus o face despre cetatea Ierusalimului, Dar Vă amintiți când ucenicii l-au întrebat după ce i-a arătat zidurile acelea, -au întrebat ce se va întâmpla la sfârșitul vremurilor și Domnul Iisus le face o profeție. O parte din profeție avea de a face cu perioada imediată apropi apropiată, după 30 ceva de ani, s-a împlinit tot ce a spus Domnul, că cetatea Ierusalimului a fost dărâmată mulți dintre ei care au crezut în profeția Domnului și au fugit în munți, s-au retras, s-au scăpat cu viața, cei care au vrut să o facă pe eroi au rămas acolo și au murit. Dar alte profeții, al doua parte sau chiar se întrepătrund, au de face cu vremea sfârșitului. Și de multe ori acolo parcă așa ni se curmă firul, nu mai înțelegem care este ideea. Da, nu, nu înseamnă că profeția nu este adevărată. Toate profețiile se vor împlini și cred că și cele care încă nu s-au împlinit profeții din Isaia, din Vechiul Testament, toate își vor găsi împlinirea. Lucrul acesta mie mi-aduce totdeauna bucurie, pace în inimă. Când știi că toate profețiile acestea, vorbite, rostite cu mii de ani în urmă, rostite cu o mie de ani în urmă înaintea venirii Domnului Iisus, toate s-au împlinit, sau multe dintre ele s-au împlinit la obiect. Da? Detalii foarte mărunte care s-au împlinit la cruce sau s-au împlinit în suferința Domnului sus. Și dacă ele s-au împlinit după mii de ani, cum să n-ai încredere că și ceea ce a mai rămas de împlinit se va împlini? Așa că apropierea sfârșitului nu trebuie să fie pentru credincios decât bucurie, învelită într-o speranță. Amin? Amin. Mulți se tem de lucrul acesta, dar așa ne spune Scriptura. Pentru că observați? Și Apostolul Petru tratează lucrul acesta și spune la un moment dat: E foarte important, știind aceste lucruri, oarecum ar trebui să fie așteptarea noastră? Păi tu, când știi care este destinul tău, când cunoști care este sfârșitul istoriei și știi pe baza Scripturii, care va fi finalul, astfel te vei comporta în vreme de acum, nu-i așa? Dar dacă ai dubii asupra finalului, nu așa că te prinde îngrijorarea și teama și trăiești te ca toți ceilalți? În textul care s-a citit vorbește despre poporul lui Dumnezeu care nu și-a adus la îndeplinire sarcina pe care o avea. Popor învinuit de infidelitate, se face chiar aici o comparație cu viața de căsnicie, cu soția care este infidelă, și așa privește Dumnezeu neascultarea față de el. Poporul lui Dumnezeu a fost un popor ales să reprezinte pe Dumnezeu în lume. Observați că tot ceea ce este în Vechiul Testament reflectă dorința lui Dumnezeu din Noul Testament, din Noul Legământ. Dumnezeu și-a ales un popor, și-a ales inițial un om, a ales o seminție, a ales un popor ca să-și poarte numele său și să ducă o lumină în lumea întreagă. Dorința lui Dumnezeu nu era doar să aibă un popor și asupra lui să vegheze și pe toți ceilalți să-i distrugă, așa cum au înțeles de fapt evreii în vremea lor. Ci ca prin poporul acesta, prin cei care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și celelalte popoare să se întoarcă la Dumnezeu. Și ăsta este rolul și rostul nostru astăzi, exact ca al poporului evreu. Prin viața noastră, prin ascultare de Dumnezeu, să fim o lumină pentru cei din jur. Și atunci când nu ne ridicăm la înălțimea acestei chemări, suntem asemănați cu poporul evreu, oameni infideli, oameni care, nu mai vreau să repet cuvântul acesta, repetat de mai multe ori, care nu suntem credincioși lui Dumnezeu. Dumnezeu se va răzbuna într-un final. Ne deranjează atitudinea aceasta când citim spre un Dumnezeu răzbunător, dar eu aș vrea să mergem să o vedem în perspectiva aceasta că Dumnezeu nu tratează cu indiferență păcatul niciodată. Că Dumnezeu tratează păcatul cu seriozitate. Și o să că problema păcatului este o problemă importantă în scriptură. Este folosit de peste o de ori cuvântul acesta, păcat. Și asta ne va afecta credința noastră, ne va afecta în toată încrederea noastră, în toate doctrinele noastre, felul în care privim păcatul. Uitați-vă, spre exemplu, dacă noi avem o, o părere sau o, o concepție corectă, scripturală, despre Dumnezeu, vom trata păcatul așa cum îl tratează Dumnezeu. Dacă nu avem o părere greșită, avem o imagine distorsionată despre Dumnezeu, vom trata păcatul ca atare. De exemplu, dacă mă duc în extrema, într-una dintre extreme, și cred într-un Dumnezeu bun, într-un Dumnezeu foarte iubitor, într-un Dumnezeu pompier care vine și stinge nevoile mele, într-un Dumnezeu care apare rapid când îl cheamă, când strigă cel norocit, Domnul aude și ne bazăm doar pe versetele acelea în care Dumnezeu este scăparea noastră, ajutorul nostru, omul de intervenție de fiecare dată, omul care are darul bune. Vom avea o imagine greșită despre păcat pentru că vom desconsidera seriozitatea păcatului. Un Dumnezeu care totuși într-una iartă, vine și Harul Lui acoperă tot și acolo unde s-a mulțit păcatul, Harul s-a mulțit și mai mult și folosim într-un mod greșit versetele Scripturii. Dacă suntem în cealaltă extremă și vedem un Dumnezeu răzbunător, un Dumnezeu plin de dreptate, un Dumnezeu care fulge, rătuna așa cum tunăm și noi de multe ori, vom avea o imagine total greșită despre păcat. Să, să, să nu credeți că o imagine de felul acesta despre Dumnezeu ne va apăra și ne va feri de păcat. Din potrivă ne va ține departe de Harul lui Dumnezeu. În momentul când am păcătuit și văd un Dumnezeu aspru, un Dumnezeu răzbunător, nu-i mai avea nicio îndrăzneală să vin să-mi rezolv problema păcatului. Nu cumva să nu păcătuiesc, ci să nu-mi rezolv problema păcatului. Știți că de multe ori din frică sau de frică sau de spaimă oamenii greșesc mai mult? Așa că observați, noi trebuie să avem o imagine corectă despre Dumnezeu, scripturală. E adevărat că imaginea asta ne influențează inițial părinții, noi influențăm imaginea aceasta sau le creăm o imagine în mintea copilor despre Dumnezeu prin acțiunile noastre, de aceea trebuie să fim foarte atenți cum ne comportăm, în mod special tații. Imaginea aceasta poate să fie creată de predice din biserică, de societatea în care trăiesc și încet, încet noi ne formăm o imagine a noastră despre Dumnezeu. Întrebarea care se pune la această dimineață, este imaginea aceasta o imagine scripturală? Un Dumnezeu al Scripturii? cum ne imaginăm noi pe Dumnezeu, pentru că așa cum ne imaginăm pe Dumnezeu, așa vom trata păcatul. Dacă ne uităm la alt exemplu, spre exemplu, știm despre mântuire și vorbim mereu despre mântuire. Și unii trag mântuirea într-o extremă și unii o trag în alta. Unii merg foarte mult și accentează foarte mult responsabilitatea umană și alții accentează foarte mult, dacă vreți, predestinare sau destinul. Dacă tu crezi și spui că e doar o chestiune de alegeri și de responsabilitate umană, vei avea o imagine greșită față de păcat și față de felul în care Dumnezeu tratează păcatul. La fel dacă vei avea o imagine distorsionată și totul este un destin și o predestinare, vei fi așa un fel de inofensiv, oricum n-am nicio șansă să aleg, oricum totul mi este predestinat și ales de Dumnezeu și nu sunt responsabil până la urmă de păcat. Observați cât de important este să tratăm corect păcatul. Și așa în câteva minute care ne mai rămân să. Observăm din textul acesta câteva idei despre, despre păcat, pentru că, așa cum a vorbit fratele Ștefan despre pocăință, cred că aici, în primul rând, Domnul Dumnezeu vrea să trateze problema păcatului, pentru că noi suntem tentați să tratăm simptomele unei boli, dar nu mergem în adânc, ne deranjează lucrul acesta. Predice despre pocăință, despre păcat, deranjează, pentru că au de-a face cu a ne întoarce spre viața noastră, cu a privi cu seriozitate spre păcatul din viața noastră. Niciodată Nicăieri în Biblie nu vedem atitudinea asta că suntem lăsați la undeva la mijloc și avem posibilitatea să nu alegem. Nu, totdeauna trebuie să facem o alegere. Totdeauna trebuie să facem o alegere. Uitați exemple în Biblie. Pilda pe care o dă Domnul Isus despre casa care este stăpânită de Duh. Este scos Duhul afară, casa este curățată. Și în contextul acela, Domnul Isus vrea să spună exact lucrul acesta. O atitudine de nepăsare. O atitudine de nealegere, o atitudine inofensivă, spune noi, ca este curată, nu fac nimic în ea, nu va lăsa lucrul acela fără rezultat. Pentru că casa aceea va fi stăpânită de duhuri rele. O, o atitudine de a sta departe, de a nu face niciun pas spre pocăință, de a nu face o alegere concretă, nu înseamnă altceva decât că cel rău va veni și va locui casa aceea. Asta, asta rezultă din contextul acela. Pentru că oamenii de multe ori spun așa, mai important eu că sunt mântuit, că sunt salvat, după aceea încet, încet, nu vreau să mă expun prea mult, nu vreau să cunosc prea mult. Nu, noi suntem chemați să facem o alegere. Uitați-vă, spre exemplu, în relația, relaționarea cu aproapele nostru sau cu dușmanii. Da? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu trebuie să-i urâm, că nu trebuie să le întoarcem rău, să le întoarcem rău pentru răul lor, ci bine, da? Și Biblia nu se oprește aici. Am putea să alege și să spunem așa, ok, Biblia îmi spune să nu-mi urez vrăjmașii, să le fac bine, dar Biblia merge mai mult spre o alegere. Nu este suficient doar să nu-l nu este suficient doar să nu-l vorbești de rău, ci trebuie să-l trebuie să iubești. Observați? Alegerea iubirii. Fă o alegere. N-ai cum să rămâi inofensiv. În Apocalipsa ne se spune că cei care sunt căldicei, care nu sunt deloc expuși într-o alegere, adică mă, ori stânga, ori dreapta clar, da? sunt un dezgust pentru Dumnezeu. Asta văd în toată Scriptura. Trebuie să facem o alegere. Când se vorbește despre păcat în mod special, trebuie să fac o alegere. Ori tratez în mod serios păcatul din viața mea, ori dacă nu, sunt sub mânia și sub pedeapsa lui Dumnezeu. N-am cum să fiu așa și, 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 să încerc și pe de o parte și pe de alta, să tratez doar anumite păcate. Și haideți să, vedem, să vedem împreună câteva criterii prin care Dumnezeu stabilește clar ce este păcatul și cum vede el păcatul. Dacă ar fi să definim păcatul, fiecare a avea definiția proprie, dar probabil toți ne vom regăsi în cadrul acesta. Păcatul e rebeliune față de Dumnezeu, e răzvrătire față de Dumnezeu, e neascultare, e nelegiuire, înseamnă să întorci spatele lui Dumnezeu și, așa cum am spus-o din auri, înseamnă și indiferență. Și asta pentru societatea care trăim, asta niciodată nu se va spune că e păcat. Adică să fie așa, undeva, nu te expui. Da? Uitați-vă că, în primul rând, păcat e o chestiune de culoare. Dacă vor fi păcate, după ce vă judecați, haideți să gândim, așa spune Dumnezeu la o moment dat, haideți să, să judecăm, să raționăm. Dacă păcatele tale, păcatele voastre vor fi precum cârmâzul, aici probabil pentru mulți nu vă spune nimic culoarea aceasta, este culoarea stacojiei sau culoarea aceea portocaliu închis. Dacă vor fi de culoarea aceasta, le, voi face, le pot face albe ca zăpadă. Dacă vor fi roșii ca purpura, roșu așa închis, le voi face ca lână. Cred că păcatul este păcat indiferent de vârstă. Salmul 25 cu 7 ni se spune despre păcatele copiilor sau tinerilor și în Isaia la sfârșitul, capitol, la sfârșitul la capitolului, 65 cu versetul 20 ne se spune că și la 100 de ani poți să fii blestemat datorită păcatului tău. Deci Biblia cuprinde de aici, de când te naști până la sfârșitul vieții tale, păcatul e păcat. Amin? Amin. Dar să știți că nu e așa în societatea în care trăim noi. Hai să vă dau câteva exemple din lucrurile vizibile. Da? Uitați cum împarte societatea păcatul. Luăm limbajul, da? Și noi, de multe ori, cădem în capcana aceasta. Când vorbim despre limbaj, la copii nu este permis un anumit tip de limbaj. La școală profesori sunt indignați, noi părinți sunt indignați și foarte revoltați că mă copilul nostru a spus o în prostie, a spus o înjurătură și nu ai voie. Doar adulții pot. Adulții pot vorbi orice. Adulții își pot permite să vorbească orice, să aibă un limbaj porcos, să aibă un limbaj lipsit de orice inocență. De multe ori, în casele noastre se întâmplă același lucru. Și eu mi-am luat ca principiu ăsta. Nu pot cere copiilor mei să vorbească decât cum vorbesc eu. Mai bine întrag două palme decât să mă să-i spun copilul, ai grijă, tu nu ai voie să înjuri. Sau nu ai voie să vorbești așa, de el pe mine mă aude. Mai bine mă ascund. Asta promovează societatea în care trăim. Hai să vedem alt exemplu, care are de-a face cu ochii, vizionarea. Știți că este o cenzură, da? Aceste imagini sau acest filmat este cenzurat pentru copiii mici și este adaptat adulților. Așa funcționează societatea în care suntem noi. Și punem fel și fel de filtre și ne păzim și păzim copiii ca nu cumva să, să, să privească anumite lucruri, dar adulții au voie în Biblie nu găsim așa ceva. ce e păcat pentru copil, să vizionezi păcat și pentru adult. Da, e adevărat că anumite lucruri influențează mult mai mult pe un copil decât pe un adult. Dar să nu cădem în cap aceasta că ei n-au voie și noi avem voie. Hai să luăm alt exemplu. Divertismentul. Da? N-ai voie să intre în anumite cluburi, n-ai voie să intri în anumite săli de joc, până nu împlinești 18 ani, pentru că când ajungi ca adult, ai voie. Ca și copil n-ai voie. Iubiții mei, asta este o împărțire pe care o face societatea noastră. Lăsând la o parte lucrurile în sine care pot fi primejdioase pentru un copil, că e adevărat, că nu poți să-i dai cuțitul în mână, îl voi da când va fi mai mare, că nu poți să-i dai telefonul în mână de mic, îi vei da când va fi mare. Lăsând la o parte lucrurile acestea amorale, lucrurile acestea care nu sunt în sine păcătoase și s-ar putea pe ei să-i ducă spre păcat și spre ispită, eu vorbesc de păcat, dacă lucrul acela e păcat la o anumită vârstă, e păcat la toate vârstele, credeți-mă. Amin? E așa? Păi dacă e stacojiu la 2 ani, la 3 ani, la 4 ani, la 5 ani, la 18 ani, e stacojiu și la 70, credeți-mă. Așa spune Scriptura, e foarte simplu. Nu trebuie să facem împărțirea aceasta. Și asta ar trebui să ne cercetăm, să vedem. Mă, nu cumva am deviat de lucrul lucru acesta? Nu cumva noi ca adulți ne credem cu o, așa o, o, un sistem de apărare, o, de foarte defensiv, foarte întărit și avem dreptul? Repet, e adevărat că în funcție de vârstă și de maturitate ne raportăm în mod diferit. Dar ce păcat? La o vârstă e păcat la toate vârstele. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Apoi aici păcatele sunt împărțite și în funcție de gravitate și din nou asta este o lipsă pe care care ne-a fost implementată treptat în mintea noastră, de societate, de crezurile noastre. Și în contextul acesta, și în Noul Testament, asupra fariseilor, Dumnezeu insistă pe același lucru. Nu mai luați în calcul păcatele după felul în care le clasificați voi. Alea foarte grave. Păcate capitale. Ați auzit de expresia asta? Păcate capitale. Păcate care duc la moarte și păcate care nu duc la moarte. Și așa, așa știm noi să, să încălcim versetele și să ne scoatem după părerea noastră anumite păcate alea grave și ale trebuie tratate cu seriozitate și altele mai merg. Peste tot Domnul Isus atrage atenția aceasta în Noul Testament și în Vechiul Testament Dumnezeu prin proroci atrage atenția. Să știți că tratarea cu indiferența vădvei orfanului, adică categoriile cele mai, cele mai slabe din societate, nedreptatea, mita, toate lucrurile acestea sunt păcate grave în ochii lui Dumnezeu. Voi vă preocupați de lucrurile acestea care credeți voi că sunt mari și lăsați nefăcute mila, dreptatea, dragoste. Observați același principiu pe care îl dă cuvântul lui Dumnezeu. În romani, dar dau numai așa un exemplu, că ele sunt mai multe versete. Să vedeți că printre păcatele grave pe care le considerăm noi, sunt și păcate pe care noi le considerăm așa grave. Roman capitolul 1 este capitolul în care Dumnezeu ia categoria aceasta oamenilor imorali, oamenii care nu mai au nicio moralitate, dar care resping pe față pe Dumnezeu, care năbușe adevărul lui Dumnezeu și sunt sub lui Dumnezeu, da? și înșiră aici câteva atitudini și păcate care le au, 1 cu 29 romani. Astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie. Mai înainte vorbește despre păcatul homosexualității și ai grav, frate. Dar uitați cum merge Biblia, gradat, da? Răutatea e păcat grav. Pisma e păcat grav, ceartă e păcat grav, înșelăciunea e păcat grav. Dar fiți atenți, neascultarea de părinții păcat grav. Observați că Biblia nu tratează așa cum tratăm noi. Da, consecințele sunt diferite, dar în ochii lui Dumnezeu păcatul este la fel de grav. Domnul să ne să privim în felul acesta. Păcatul de comitere, pe care de multe noi îl evităm, da? adică să nu fac cu tare lucru, să nu fac cu tare lucru, pentru noi este un păcat de observat sau de a ținut cont de el, dar păcatul de omitere și nu ne pasă. Pentru că așa suntem învățați. Păcat de omitere, adică dacă poți să faci binele și nu faci, spune scriptura, e păcat. Da? Și trăim în eu nostru, în lumea noastră, în egoismul nostru și nu ne interesează cei din jur. Ai posibilitatea să faci un bine, ai posibilitatea să întinzi o mână de ajutor, ai posibilitatea să spui o vorbă, ai posibilitatea să ajuți, dar nu o faci. E păcat. E păcat. Asta spune Biblia. Chiar dacă ne repetăm și chiar dacă părem așa niște... Știți că când eram mici, am fost învățați că picherile, da? Spun păca, 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 păcat, 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 păcat într-una, da? Și n-aș vrea să fie ideea aceasta într-una tot păcat, 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 dar n-a vrea să scădem nici extrem aceea. Păi ce... Ce? Dar ce asta e păcat? Dar ce mai este păcat în lumea în care trăim? Nu mai este păcat nimic. Toate au justificare, toate le, 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 le justificăm cu versetele, toate le justificăm cu, cu contextul în care suntem. Păi vremea asta s-a schimbat lucrurile și toate găsesc o justificare. Și păcate au rămas, știți ce au rămas? Dar asta, adaptat la fiecare persoană în parte. Păcata a mai rămas doar ceea ce ți se pare ție că e grav și ieșit din comun. Și nu ne mirăm că pentru unul v-am spus păcat homosexualității, e foarte grav ăsta, dar altul îți va spune, cravata e foarte grav. Da? Unul o să vină și să se spună, măi, să o ucizi, asta e grav, că n-ai voie să iei viața nimănui. Și altul îți va spune că dacă nu faci un fel de lucru, sau dacă nu ți-o zi de sărbătoare, sau dacă nu te îmbraci într-un fel, ai păcat foarte grav. Asta e clasificarea noastră. Haideți să lăsăm Biblia să clasifice păcatul. Și Domnul să ne dea înțelepciune în privința aceasta. Pentru că eu cred că atunci când vom vedea corect păcatul, ne vom și cerceta într-un mod corect înaintea Dumnezeu. Și apoi, un alt criteriu care îl vedem aici, îl vedem peste tot în scriptură, este în funcție de cunoaștere. Păcatul în funcție de cunoaștere. Și aici mă refer strict la păcatul cu voia, dar păcatul intenționat și păcatul fără voie. Acum, am auzit pe mai mulți care folosesc textul nevrei 10, zic eu, într-un fel destul de abuziv, spunând acolo că păcatul cu voia nu va fi sau nu este iertat, se, dă, se dau versetele acelea. Și am stat și m-am gândit eu oare păcatele care le facem noi, pe care le vedem, e adevărat că nu le găsim tare mult în viața noastră, da? că noi suntem foarte sfinți, dar alea care le vezi, când ar fi să-ți pui problema, e, făcut, e cu voia ala sau e fără voia? Dacă suntem sinceri, toate le vom spune că le-am făcut cu voia. Adică nu le-am făcut cum o împins ceva, da? nu le-am făcut, m-am gândit lucrul ăla, am gândit că îl fac, da? mi-a scăpat o vorbă. Dar și vorba aia când ți-a scăpat, e, a trecut un pic prin filtrul minții, bănuiesc, nu? Este, nu? Da? Probabil ce ai adunat înăuntru nu este bine. Și uitați cum spune aici Evrei, capitolul 10, versetul 6, căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Și bazat pe versetul acesta se fac foarte multe interpretări, cred eu, greșite sau probabil nu complete în adevăr. Eu aș prefera să citesc textul din 1 Ioan, din capitolul 1 și capitolul 2, începutul capitolului 2, care scoate în evidență aceste două aspecte, păcatul cu voia și păcatul fără voia. Și uitați ce spune 1 Ioan, capitolul 1, spre final. Verset 8. Dacă zicem că nu avem păcat, da, dar noi ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri. Și adevărul nu este în noi. Deci eu cred că de fiecare dată, când stăm în cercetarea sinceră înaintea lui Dumnezeu, vom găsi păcate în viața noastră. Dacă ne mărturisim păcatele, următorul pas, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Copilașilor, să nu uităm că aici nu erau capitole când s-a scris, era cursiv, da? Copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Observați, se folosesc în mod alternant expresia acestea păcat, da? Pe de o parte se spune că n-ai cum să spui că n-ai păcat, da? Și că dacă spui că n-ai păcat, îl faci mincinos pe Dumnezeu, după aceea se spune, eu v-am scris tot și v-am dat tot ce aveți nevoie ca să nu păcătuiți. Oh, ești deja în ceață. Și după aia continuă, dar dacă cineva a păcătuit, păi stai un pic, pot păcătui, nu pot păcătui, am voie să păcătuiesc, n-am voie să păcătuiesc, care păcate îmi sunt iertate? Și exact ăsta este textul potrivit la ideea care v-am spus. Aici se vorbește în primul rând despre un păcat continuu, deci o stare de păcat, da? Dacă păcătuim cu voi, adică în mod intenționat, rămânem și ne mozolim în păcatul acela, în mod intenționat, ăsta este un păcat intenționat, s-au făcut cu voia înaintea Dumnezeu, îl ofensează pe Dumnezeu. Dacă sunt păcatele acestea pe care le faci în fiecare zi, dar te pocăiești de ele, nu-ți place să stai în păcatul acela, Acelea sunt păcate făcute fără voie. Pentru că dacă dăm interpretarea greșită, fraților, niciunul de aici nu mai avem nicio șansă. Nu mai avem nicio șansă niciunul de aici. Hai să vă mai dau și un exemplu, poate este un pic așa mai țărănesc, dar ajută foarte mult. Pentru cei care ați văzut uh, turme de oi și ați, poate cunoașteți de aproape care este uh, obiceiul lor felul de a trăi, știți că oile nu se complacă în mocirlă. Da? Câteodată mai cad, mai alunecă, cum să împing una în alta și mai alunecă, de acum ajung acolo în mocirlă, în apă, fug repede, da? se scutră și fug repede și se alătură de turmă. Schimb, dacă ați gă -gă văzut o, o, turmă de porci, ei fug exact, exact în mocirlă. Și dacă îi scoți de acolo și îi speli, fug din nou în mocirlă. Nu la voia întâmplării cred că Scriptura vorbește despre biserică ca o turmă de oi care au un păstor. Pentru că cei care fac parte din turma lui Hristos nu se vor complace și nu, vor, nu le va place niciodată să rămână mociri la păcatul. Chiar dacă ajung acolo în mod accidental sau fără voie, totdeauna vor căuta să iasă, să se curățe, să se alăture de turmă. Dar cei care au firea aceasta, hai să nu folosesc cuvinte, dar ați înțeles, da? Ca porcii, ok? Totdeauna se vor întoarce înapoi în păcatele lor. Și de aceea vezi oameni care cu gâtul întors, ei, ei cântă cântarea, înainte e crucea, dar în urmă e lumea, dar așa merg. Așa merg. Așa cum se spunea foarte bine. Nu-i suficient doar ce spunem cu gura, ci viața noastră. Haideți să avem o viață de oameni care să mergem țintă spre Hristos, spre cruce, așa cum ne-am pornit. Spre Cel care poate să ne mântuiască cu adevărat.